Adio pensii speciale pentru parlamentari. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților adoptată săptămâna trecută de Parlament. Toate partidele, cu excepția UDMR, au votat pe 17 februarie pentru eliminarea acestor pensii speciale. Colega mea Liliana Năstase, senior editor pe 1TV, urmărește subiectul. Bună ziua, Liliana! M-am găsit, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care pensiile speciale, așa numite pensii de lux ale parlamentarilor, vor fi eliminate odată ce această decizie va fi publicată în Monitorul Oficial. Ea își va face și efectele. Asta după ce săptămâna trecută parlamentarii au decis eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votată în plenul reunit, inițial primind un raport de admitere cu amendamente. De altfel, PNL, PSD și USR Plus au depus proiecte prin care aceste pensii speciale să fie eliminate. A fost acceptat proiectul Partidului Social Democrat pentru că, conform regulamentului, se ia în calcul primul proiect depus, iar proiectele PNL și USR Plus au fost folosite ca amendamente la proiectul PSD. Unul dintre amendamente prevedea chiar încetarea plății, inclusiv a pensiilor speciale în vigoare, însă acesta nu a fost votat. Așadar, 357 de parlamentari au votat săptămâna trecută eliminarea pensiilor speciale. Doar parlamentarii UDMR nu au dat un vot, ei s-au abținut de la vot, iar conform președintelui UDMR nu au votat întrucât nu sunt de acord cu eliminarea doar a pensiilor speciale, ci ale parlamentarilor, ci a tuturor pensiilor speciale, spunea președintele UDMR, că aceste pensii speciale ale parlamentarilor reprezintă doar 1,40% din totalul pensiilor speciale primite de angajații români. Așadar, s-au abținut de la vot. Începând din cel mai probabil de mâine sau peste câteva zile, când decizia venită de la Cotroceni va fi publicată în Monitorul Oficial, parlamentarii nu vor mai obține pensii speciale, în ciuda eforturilor făcute de o asociație obscură a fostilor parlamentari, care chiar ieri au cerut avocatului poporului Renate Weber să conteste la CCR această lege.